Permiteți-mi în această dimineață să aduc oficial și salutările de la frații pe care am vizitat și din Tennessee, apoi și de la Calgary, împreună cu fratele Onisifor Pisecaru. V-au salutat cu multă căldură și vă poartă în rugăciuni și ne-au rugat și noi să îi purtăm în rugăciuni. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi pe toți. Amin. În această dimineață suntem la această sărbătoare, Cina Domnului, Masa Domnului și dorim din toată inima ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne învrednicească să stăm la această lucrare sfântă și să avem cu adevărat o părtășie, noi cu El și El cu noi, și inimile noastre să fie înviorate. Încă de dimineață, de la ora de rugăciune, prin psalmul care s-a citit și îndemnările fraților, se vorbea despre fericire și Biblia fericește oamenii care stau lângă Dumnezeu. Și vreau să vă spun în această dimineață că o fericire grozavă pentru copiii lui Dumnezeu, cea mai mare fericire, va fi aceea de a ajunge la ospățul binecuvântat, la nunta mielului. Însă trebuie să fie o fericire și în momentele acestea când stăm la această lucrare binecuvântată. În Luca, în capitolul 14, unul din cei care stăteau la masă, auzind vorbirea Domnului Iisus Hristos despre răsplătirile care au să vină, despre ce va fi ospățul acela minunat, spunea el, exclama versetul 15, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. E cea mai mare fericire, frați și surori, pe care poate să o ajungă cineva să prânzească în împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsa 19, uitați-vă la starea aceasta binecuvântată din cer, unde se fac pregătiri pentru nunta mielului. Și am auzit cu un glas, ca un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. În cer se face pregătire și cerul întreg se pregătește pentru acest eveniment, când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia biserica, să-și ia mireasa, și folosește Biblia această imagine, va fi un ospăț, o masă binecuvântată. Dar doresc din toată inima, frați și surori, această fericire să ne însoțească încă de pe acum, când suntem tot la masa Domnului în locul acesta. Dacă am înțelege noi cât de mult înseamnă invitația aceasta din partea lui Dumnezeu de a sta la masa Domnului. În Matei, capitolul 22, s-a citit această pildă a nunții fiului de împărat și este o imagine a împărăției cerurilor și spune că acest împărat a făcut nuntă fiului său, a trimis pe robii săi să-i cheme la nuntă pe cei poftiți. Apare aici o invitație din partea regelui pentru cetățenii lui să fie la masă cu el. Pentru noi, întotdeauna, există o invitație binecuvântată din partea lui Dumnezeu să stăm la această lucrare măreață. Și nu știu dacă întotdeauna înțelegem noi greutatea acestui lucru. De ce spun aceasta? Este imaginea unei mâini întinse din partea lui Dumnezeu către noi oamenii, să stăm la masa Lui. Să stai la masă cu cineva implică prietenie, implică dragoste, implică acceptare, implică o relație. De bună oară, dacă vă aduceți aminte, în cartea Doi Împărați, spune cuvântul lui Dumnezeu despre ultimul din împărații lui Iuda, care a fost dus în Babilon, Ioachim. Spune că după mai mult timp de robie, în al 37-lea an al robiei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel din tâi an al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate
Și a pus scaunul lui de domnie, mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el în Babilon. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat întotdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Împăratul i-a îngrijit necurmat de hrană de toate zilele în tot timpul vieții lui. A fost un gest care l-a făcut împăratul acesta Evil-Merodac pentru împăratul lui Iuda Ioachin, ridicându-i capul, purtându-se cu el cu bunătate, similar cum făcuse odinioară David cu Mefiboset, dorind să arate o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, și l-a invitat să stea la masa lui împărătească, dându-i cinste. Invitația de a sta la masa cuiva implică prietenie din partea acelui om, implică acceptare, grațiere. Sigur, nimeni dintre noi nu cred că avem cea mai mare plăcere să stăm la masă cu vrăjmașii noștri, cu cei care nu ne iubesc sau nu ne pot vedea. Nu este o plăcere să stai la masă cu asemenea persoană. Dacă vă aduceți aminte, în Cartea 2 Împărați, în capitolul 6, la un moment dat, împăratul Siriei era în război cu împăratul lui Israel. Și sigur că atunci când vorbești de război, acolo mor oameni, acolo nu pot să fie relații de prietenie și nu pot să fie lucruri care să fie amicale între cei doi, pentru că sunt inamici. Însă uitați-vă cum lucrează Dumnezeu și aduce pace în poporul lui Israel. Trimite împăratul Siriei să-l prindă pe omul lui Dumnezeu Elisei, care era la Dotan. Dumnezeu ascultă rugăciunea prorocului care îi lovește cu orbire și îi duce pe oamenii aceștia, pe războinii aceștia ai Siriei, până în cetatea Samariei și acolo se roagă din nou înaintea lui Dumnezeu: Doamne, deschide-le ochii ca să vadă. Și Dumnezeu le dă din nou vedere acestor oameni care se văd înconjurați de tabăra lui Israel în mijlocul Samariei. Și nu uitați, erau în război. Împăratul lui Israel, de partea lui, văzând victoria pe care Dumnezeu pare să-i o pună pe tavă, se pregătește să savurească momentul acesta și spune: să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc? Și îi spune prorocul: nu, să nu-i măcelărești, să nu faci așa ceva, că nu se cuvine. Dar uite ce să faci. Obișnuiești oare să măcelărești pe acei pe care îi prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Interesant modul acesta de lucrare pe care l-a abordat omul lui Dumnezeu cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. E interesant să vezi soldați care trebuiau de fapt să se lupte, să se înjunghe unii pe alții, că ajung să fie chelneri. Ei, soldații lui Israel, ajung să poarte platourile cu mâncare sau cum erau pregătite și să servească vrăjmașilor lor. Dar ce e interesant, că biruința a venit din partea lui Dumnezeu așa cum niciunul din ei s-a gândit. Spune aici rezultatul: și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Frați și surori, asemenea invitație ne-a făcut și nouă bunul Dumnezeu să stăm la masă cu El în această dimineață, să înțelegem dragostea Lui, să înțelegem mâna Lui întinsă către noi, pentru că noi care ce eram căzuți în păcat și în fără de lege, trebuia să fim măcelăriți dacă vreți să păstrăm cuvântul acesta, trebuia să murim și totuși El a ales să ne ospăteze, să ne pune la masa Lui, să ne învrednicească în această dimineață să stăm înaintea Lui. Și de aceea eu vreau să spun din toată inima: lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Dar dacă stăpânul a făcut asemenea lucru pentru noi și dorința Lui să stea la masă cu noi, și spunea Domnul Iisus când a instaurat momentul acela al cinei cele de taină: am dorit mult
să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Era dorința Domnului Iisus și Stăpânul vrea să aibă părtășie cu noi. Oare noi care suntem în locul acesta n-ar trebui să dorim și noi să avem părtășie unii cu alții așa cum vrea să aibă Dumnezeu cu noi? Și o spun că lucrul acesta așa ar trebui să fie și așa ar fi frumos înaintea lui Dumnezeu, cum Tatăl dorește să aibă părtășie și vrea să stăm la masa Lui, așa să dorim și noi, unii cu alții, să avem părtășie. Nu știu, poate este cineva în locul acesta care are un vrăjmaș, un inamic, și poate nu-l poate vedea la masa Domnului. Mă gândesc oare ce-ar fi după cina Domnului mergând în basement, la fel ca soldații ăștia lui Israel, să te duci la omul acela și să-i faci spălarea picioarelor. Să te apropii de el, să-i arăți bunătate și astfel să-i câștigi inima. N-ar fi un lucru frumos de care s-ar bucura Dumnezeu? Cred că ar fi grozav de frumos. Mi-aduc aminte de o întâmplare din adunarea din Vicov, unde fratele conducător Matei, la un moment dat, a fost foarte rău ponegrit și a fost vorbit de un om din adunare, care era și el la rândul lui slujitor. Și omul acesta, adânc rănit în inima lui, mergând acasă, se ruga înaintea lui Dumnezeu, postea și spunea: Doamne, fă Tu dreptate, adu Tu ziua aceea în care dreptatea să strălucească. Numai că Duhul Sfânt îi spune: du-te, ia ligianul cu apă, du-te în partea cealaltă de sat la fratele care ți-a făcut nedreptatea și spune-i că ți-a trimis Duhul Sfânt să-i speli picioarele. Și omul acesta, cât de mult ar fi vrut el să vadă felul lui Dumnezeu de lucrare într-un mod diferit, pentru că așa îi spune Duhul Sfânt să facă, ia un ligian, se duce prin sat, pe ulițele satului, până ajunge la casa fratelui. Și fratele acela se întâmpla să fie la poartă. Și când îl vede cu o voce foarte aspră: de ce ai venit la mine? Și omul acesta pune capul în jos și spune: m-a trimis Duhul Sfânt să-ți spăl picioarele. Omul acela a fost sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu. A început să plângă și a spus: iartă-mă, nu știu ce a fost cu mine, nu știu de ce am vorbit așa. Și uitați-vă cât de frumos a lucrat Dumnezeu, împăcând pe cei doi unu, printr-un act în care se face smerenie, se face lepădare de sine și Dumnezeu lasă biruință. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea eu vreau să ne îndemnăm pe toți care suntem în locul acesta, în această dimineață, la pace, la unitate și bunul Dumnezeu să ne ajute să trăim în pace unii cu alții. Poate că greșim ca și oameni, poate că suntem de multe ori cu anumită vină asupra noastră, dar să învățăm de la Stăpânul, care ne face o invitație să stăm la masa Lui cu toată dragostea, să stăm unii cu alții în părtășie și unitate înaintea lui Dumnezeu. Și spune Psalmul 133: și acolo unde este unitate și părtășie binecuvântată, acolo lasă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Dumnezeu să o lase din belșug. Amin. Însă ce este trist, frați și surori, că deși împăratul are dorința aceasta să stea la masă cu oamenii, oamenii sunt prea ocupați și n-au timp să răspundă chemării împăratului. O chemare atât de înaltă. Și cheamă Dumnezeu oamenii la mântuire. Și cea mai mare chemare pe care o poate primi cineva în viața aceasta, să vină la sfânta pocăință. Și Dumnezeu orchestrează lucrurile în așa fel încât oferă oamenilor șansă. Și spune Faptele Apostolului, capitolul 17, că Dumnezeu, care îngăduie anumite granițe fiilor oamenilor și împrăștie în diferite locuri și în diferite timpuri, poruncește ca toți oamenii să se pocăiască, să-L caute pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Și chemarea lui Dumnezeu stă valabilă până în ziua de astăzi și cheamă oamenii la pocăință. Și cheamă oamenii să intre în împărăția lui Dumnezeu, să intre moștenitorii împărăției lui Dumnezeu la masa lui Dumnezeu. Și trist este că oamenii sunt preocupați pentru aceasta. Și aș vrea să lansez o întrebare în această dimineață celor care suntem în locul acesta, prezenți poate cu trupul în casa lui Dumnezeu și participând la această sărbătoare care o facem noi lunar după obicei. Oare îi mai mult pentru noi decât atâta? Înțelegem noi chemarea lui Dumnezeu? Dumnezeu să se îndure de noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa,
voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. E interesant că nu e un cuvânt care se îndrepta către cineva care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Se îndrepta bisericii din Laodiceea. Și e interesant, probabil oamenii aceia înăuntru făceau slujbe. Probabil predicau, probabil cântau, probabil se rugau, cine știe ce făceau ei, o duceau foarte bine. Și totuși, Domnul Iisus, care trebuia să fie în centrul lor, era afară, dincolo de ușă și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și oamenii aceia nici n-au realizat și spune, dacă aude cineva, probabil că cei mai mulți nu vor auzi, dar dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și nu se oprește cuvântul lui Dumnezeu și el va cina cu mine. Adică o părtășie binecuvântată. Doresc din toată inima ca plinătatea acestei părtășii să o simțim noi în această dimineață. Adică noi să cinăm împreună cu Dumnezeu, atingându-ne de aceste taine sfinte, dar Dumnezeu însuși să cineze el cu noi. Când faci aceasta, frați și surori, unde sunt trupuri bolnave, Dumnezeu poate să dea vindecarea. Unde sunt probleme și oamenii nu mai știu cum să reacționeze, Dumnezeu poate să dea ajutorul. Unde este slăbiciune la nivel de duh, când există părtășia aceasta binecuvântată, omul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul, acolo Dumnezeu lasă viață din belșug. Pentru că așa spune Domnul Iisus Hristos, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar oamenii sunt preocupați. Au fost preocupați să răspundă chemării Marelui Împărat cu treburile vieții. Și ilustra foarte frumos poetul într-un vers de poezie. Și-a bătut la ușă, altă ușă, călătorul milenar coborât de pe calvar. Este cineva la ușă, zise o voce cu țepușă. Eu, cuvântul ce dă har. Cum? Aici, la mine, în casă, eu sunt foarte ocupat. Treburile nu mă lasă nici măcar să stau la masă. Mă iertați, dar nu descui. Cine are timp de sfaturi, îl privește, treaba lui. Și aceasta, frați și surori, este o realitate prea des întâlnită în poporul lui Dumnezeu. Vrea stăpânul să stea la masă cu noi, să ne omenească. Vrea stăpânul să ne cerceteze la adunare prin rugăciune, prin cântare, prin cuvânt. Și prea adesea inimile noastre sunt închise înaintea lui Dumnezeu și lăsăm să treacă pe lângă noi harul acesta și mâna care o întinde Dumnezeu pentru noi. Mă rog în această dimineață să ne ajute bunul Dumnezeu să nu semănăm cu oamenii aceștia care au refuzat chemarea lui Dumnezeu de a fi la ospățul nunții. Vedem în pasajul acesta, frați și surori, o imagine a poporului Israel care l-a refuzat pe Dumnezeu. Spune evanghelistul Ioan în 1:11, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Domnul Iisus spunea tot referitor la un ospăț în Luca 13, referitor la poporul lui Israel. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților și în special la clasa conducătoare. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Și s-a întâmplat întocmai cum spune cuvântul lui Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos la poporul lui Israel și le-a rezervat un har, dar aceștia au refuzat harul din partea lui Dumnezeu. Și spunea apostolul Pavel în încercările lui de a se apropia de frații lui iudei, pentru că știți ce râvnă avea el și spune, fraților, până acolo că doresc eu însumi să fiu despărțit de Hristos pentru rudele mele trupești, pentru poporul lui Israel. Dar oamenii aceștia se împotriveau. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului în Fapte 13 că Pavel spune, iată că plecăm de la voi și ne îndreptăm către neamuri. Și Dumnezeu deschide o ușă binecuvântată în care să intre și românii, în care să intre oamenii din diferite națiuni și să aibă parte la masa lui Dumnezeu. Nu-i lucrul acesta frumos? Nu-i lucrul acesta minunat? Frați și surori, dacă Dumnezeu n-ar fi făcut lucrul acesta, oare cum ne-ar fi primit pe noi vreodată evreii la părtășia cinei Domnului? Oare cum? Gândiți-vă la cât refuz a fost din partea comunității când Petru a mers în casa lui Corneliu și cu oamenii aceștia n-au înțeles lucrarea lui Dumnezeu. Dar când au văzut felul de lucrare a lui Dumnezeu,
au putut să accepte și pe neamuri și au putut să fie una. Și aceasta a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Spune robilor, duceți-vă la răspântiile drumului, căutați pe toți, mici și mari, bun și rei, tot să intre în împărăția lui Dumnezeu, în odaia aceasta, ca să mi se umple odaia de oaspeți. Dumnezeu cheamă oameni la ospăți și care sunt buni și care sunt răi. Și aceia care nu intră la ospăți, buni sau răi, așa cum sunt ei, nu pot să fie mântuiți. Sigur, toți am cunoscut în viața aceasta oameni morali, oameni buni, oameni care atunci când te uiți la ei, îi apreciezi. Familiști foarte buni, oameni de o profesie poate înaltă, niște exemple bune ale societății aceștia nu stricate, care țin la anumite valori tradiționale, spunem noi, dar nu au nevoie să primească chemarea lui Dumnezeu. Știți că oamenii aceștia nu pot să fie mântuiți? Dumnezeu când cheamă la mântuire, cheamă și pe aceia buni care nu pot să se mântuiască oricât de buni ar fi ei, că mântuirea vine doar de la Dumnezeu și nu poate fi câștigată cu averea lumii acesteia, și cheamă și pe aceia răi care sunt în cale afară de păcătoși și îi cheamă, îi invită în odaia ospățului de nuntă. Și foarte, foarte interesant lucrul acesta. Însă ce se întâmplă, frați și surori? Ne uităm aici în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că în timpul mesei, în timpul desfășurării ospățului, acolo unde erau și buni și răi, s-a prezentat împăratul, în pilda aceasta, să-și cerceteze mesenii. Știți dumneavoastră că atunci când suntem la masa lui Dumnezeu, se prezintă Dumnezeu să ne cerceteze și nu numai în momentele acestea. Dumnezeu ne cercetează în fiecare zi. Dar îndeosebi, când ne cheamă Biblia și pe noi să ne cercetăm și ne judecăm, să stăm la lucrarea aceasta lăudând numele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cercetează de asemenea. A intrat aici, spune împăratul, să vadă pe cei care au intrat la ospăți. Și dintre toți a găsit pe unul care nu era îmbrăcat cu o haină de nuntă. Și acum se poate pune o întrebare. Era vina lui că nu era îmbrăcat într-o haină de nuntă? Eu nu știu cutumele vremii, dar probabil că împăratul le-ar fi dat veșminte de sărbătoare la acestor oameni ca să intre. Nu știu de ce omul acesta nu a avut. Și se pare că din toți buni sau răi care au fost acolo, a fost singurul care a fost zărit de împărat fără să aibă haina de nuntă. Și probabil m-am gândit eu, oare fi fost unul din ăla bun sau fi fost din ăla rău? Dacă era din ăla rău, spuneai, da, nu a vrut să asculte. Dar dacă era unul din ăla bun care a intrat cel la ospăț și totuși n-a fost îmbrăcat în haina de nuntă? Vedeți aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul i-a zis întrebarea aceasta, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Și omul acela a amuțit. Frați și surori, va veni un moment când Dumnezeu va trage orice om la socoteală. Și orice om se va prezenta înaintea lui Dumnezeu. Biserica se va prezenta pentru a-și primi răsplata. Și oamenii, după acea perioadă de 1000 de ani, ceilalți vor fi înviați și ei, de asemenea, judecați înaintea lui Dumnezeu. Însă înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela când omul va sta înaintea lui Dumnezeu, nu va trebui să fie convins cu multe, multe dovezi de faptele lui, de viața lui, de felul cum a trăit. Când stai înaintea împăratului, când stai înaintea regelui, indiferent cine ești, nu poți să mai adaugi nimic la vorba pe care o spune împăratul. Ce putea să spună omul acesta? Rege, am vrut să iau și eu o haină de pe umeraj, dar n-am mai găsit acolo. Iartă-mă, mă duc să mă îmbrac. Vedeți? Se pare că omul acela în adins a intrat în locul acela așa. Și împăratul i-a pus întrebarea care l-a amuțit pe loc. Cum ai îndrăznit să intri aici fără să ai haină de nuntă? Sigur că în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra nimeni care nu vor fi îmbrăcați cu haina de nuntă. Și aceasta este o pildă pentru noi să înțelegem că nu se poate fi acolo fără haina de nuntă. Și m-am gândit, frați și surori, cât de important e pentru noi să începem de pe aici, de pe pământ,
să ne pregătim pentru marele ospăț și să fim îmbrăcați de Dumnezeu ca să putem sta la marele ospăț. Sigur, haina aceasta binecuvântată, frați și surori, e haina mântuirii, dacă vreți. Uitați-vă ce spune la un moment dat Isaia, capitolul 61, versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărăteasă și ca o mireasă împodobită cu podoabele ei. Vedeți dumneavoastră, haina aceasta mântuirii trebuie să o avem fiecare dintre noi ca să putem sta la ospățul mielului. Fără haina aceasta nu se poate, frați și surori. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 19, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Vedeți, însăși mireasa trebuie să se prezinte înaintea Domnului, înaintea regelui, înaintea mirului ei, cu această haină pe care i-o dă Dumnezeu. Și mireasa nu poate să se prezinte oricum înaintea lui. Și aici aș vrea să spun un aviz celor care probabil că au fost cercetați odată când s-au întors la Dumnezeu și probabil starea lor nu era cea mai bună. Însă, nu putem să rămânem în starea aceea. De pildă, un bărbat, dacă vreți, poate cu părul până la umeri, să spună la un moment dat, pe mine așa m-a chemat Dumnezeu, așa m-a mântuit. Prin urmare, eu îmi păstrez felul ăsta de a fi, pentru că așa m-a chemat Dumnezeu. Vedeți, nu merge lucrul acesta. Dacă vreți, putem să folosim comparația aceea a unui prinț care se îndrăgostește de o cerșetoare și vrea să facă din ea o prințesă. O duce în palatul lui și acolo face din ea o regină. Dacă prințesa aceea spune, prințul n-are decât să mă iubească așa cum sunt, pentru că așa a plăcut din mine, de ce să mă schimb? De ce să mă îmbrac? Vedeți? Cam așa se întâmplă în viața de credință. Dumnezeu pe noi ne mântuiește așa cum suntem. Ne cheamă cu păcatele noastre, cu problemele noastre, dar după aceea are pretenția să ne schimbăm. Are pretenția să semănăm mai mult cu El. Să ne îmbrăcăm, cum spune aici, soția mirelui s-a îmbrăcat și i s-a dat aceste haine ca să poată fi prezentă la nunta aceasta. Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne îmbrace și pe noi, frați și surori. Să ne sfințească și să ne ajute El ca să trăim plăcut înaintea Lui. Romani, capitolul 13. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și mai adaug un verset la un moment dat din Efeseni. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24 din capitolul 4. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Vedeți dumneavoastră, sunt haine care Dumnezeu le pregătește pentru noi și trebuie să le îmbrăcăm. Și acestea se vor vedea și vor fi îmbrăcate cu adevărat doar de oamenii care au gustat din bunătatea lui Dumnezeu și au fost născuți din nou. Oamenii care nu au fost născuți din nou nu pot să aibă harul acesta al hainei acestea așa de sfinte. Vreau să mă uit în continuare la câteva feluri de haine pe care le pot îmbrăca oamenii și să pot descalifica înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să trec dincolo de aspectul acesta fizic, pentru că ar trebui deja să îl cunoaștem de mult, că nu ne putem prezenta înaintea lui Dumnezeu oricând. Însă vorbind de omul spiritual, el poate fi îmbrăcat în anumite haine diferite față de acestea care le-am citit, date de neprihănire de Duhul lui Dumnezeu, și hainele acestea îl pot descalifica pe om să stea înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, Pavel spune la un moment dat în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 5, în adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. Și aici se poate ridica o întrebare, fiecare să-și o pună în drept personal. Este cineva în locul acesta care este îmbrăcat cu o haină a lăcomiei? Că dacă e îmbrăcat cu haina lăcomiei, nu poate sta la masa Domnului. În 1 Corinteni 5, judecând pe curvarul acela, Pavel spune, cu astfel de oameni
nu trebuie să stați la masă și să mâncați. Cu aceia care, măcar că îi zic frate, sunt hrăpăreți, sunt curvari, sunt lacomi, printre altele. Lăcomia îl descalifică pe cineva, nu doar de la masa Domnului, dar chiar de la părtășia aceasta frățească. Acolo unde sunt frații împreună, Pavel spune, omul acela nici măcar nu trebuie să mănânce cu voi, îi descalificat, printre altele și de lăcomie. Și lăcomia aceasta pare să fie un lucru atât de simplu. Și eu n-am auzit și nu cred că este cineva care vreodată, spune un frate, a fost pus sub disciplină din cauza lăcomiei. Îs niște stări grele de detectat. Și nici nu vreau să mă fac eu detectiv în această dimineață asupra cuiva. Dar cel mai bine, fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem. Haina care o port eu, e o haină a lăcomiei? Sau îs plăcut înaintea lui Dumnezeu? Poate să mai fie și o altă haină, frate și surori, care ne descalifică să stăm înaintea lui Dumnezeu. Ascultați 1 Petru capitolul 2. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. La fel, fiecare se poate întreba, este cineva în locul acesta îmbrăcat cu haina răutății? Știți că nu-i greu să fii rău. E foarte ușor. De fapt, firea acestei pământești e foarte la îndemână să fie rea. Și totuși, să stai la masa lui Dumnezeu, trebuie să nu ai această haină a răutății. Cine are haina răutății, dacă este cineva în această dimineață care nu se poate ierta, frați și surori, are un dinte, poate soțul împotriva soției, poate soacra împotriva norei, tata sau cum împotriva ginerului, luați-o cum vreți dumneavoastră, prieteni simpli. Dacă e cineva care nu se poate ierta și are răutate, nu poate sta la masa lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne sfințească. Vedeți dumneavoastră, în 1 Samuel, la un moment dat, David, fiind fugar, ajunge să păzească oarecum prin circumstanțele acelea turmele lui Nabal. Și într-o zi de bucurie și de ospăți, când omul acela se pregătea să-și taie animalele, să-și cinstească oamenii, mesenii lui, David vrea să se facă părtaș la sărbătoarea acestui om, trimite vreo 10 tineri puternici și spune, duceți-vă, întrebați-l pe Nabal de sănătate și poate căpătăm și noi ceva har și stăm împreună la masa lui Nabal. Mâncăm din bunurile lui. Dar omul acesta, Nabal, spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om rău. Un om care în insensibilitatea lui s-a uitat la David și n-a recunoscut cum a recunoscut Abigail pe unsul lui Dumnezeu. Cine-i David? Cine-i fiul lui Isai? Sunt mulți care părăsesc stăpânul lui. De ce să îmi iau eu mâncarea și vitele care le-am tăiat să le dau acestui om? Vedeți? Răutatea nu-i putea da voie acestui om să mănânce cu David la masă. Când vin slugele și spun lui Abigail despre lucrul acesta ce se întâmplă, spune-i și el este atât de rău că nimeni nu poate să-i vorbească. Și își dă seama și Abigail, femeia aceasta cu înțelepciune, că n-are rost să vorbească cu el. Mai bine alege o altă cale să rezolve problema aceea, să nu moară nimeni din casa lor și să îmbucure inima lui David, să îndepărteze pericolul. Dar vedeți ce interesant e lucrul acesta și m-am mirat mult. Și el este atât de rău că nimeni nu-i poate vorbi. Trist este să auzi câteodată copiii spunând poate despre părinții lor, aș vrea să vorbesc cu tata, dar atât e de rău că nici măcar nu vrea să-mi vorbească. N-a vorbit cu mine poate de luni de zile. E trist, frați și surori, dar știți că este o realitate? Știți că se întâmplă? Și oamenii din cauza răutății nu pot să se vadă? În această dimineață avem o chemare înaltă să stăm la masa lui Dumnezeu. Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să dezbrăcăm haina răutății ca să ne primească Sfântul Dumnezeu și El să ne binecuvinteze. Se mai poate să ai o haină pătată. O haină pe care alții pot să ți-o păteze. Cum a fost Iosif. A avut o haină frumoasă primită de la tatăl lui și frații lui la un moment dat au omorât un animal, au luat sânge, au murdărit haina acestui tânăr și au trimis-o tatălui său prin vestea aceea tristă și neadevărată. Frații care i-au pătat haina lui Iosif. Mi-aduc aminte, odată era un slujitor care avea ceva probleme la un moment dat și Duhul Sfânt îi spune așa, ai grijă asupra celor care
te înconjoară, chiar dacă vor să-ți facă rău. Și spune așa în Provedenie, hainele lor sunt roșii și roșeața aceea înseamnă mânie, înseamnă răutate. Nu te lăsa îmbrâncit și nu te îmbrânci cu ei, că dacă te îmbrâncești, se pătează hainele tale de roșeața aceea. Și m-am gândit, frați și surori, cât e de adevărat. Atunci când ajungi să ai probleme, atunci când te adopți aceeași metodă a omului josnic, care nu poate să facă altceva decât să se poarte urât cu un frate, știi că atunci se pătează și haina mea? Dacă el vrea să se certe cu mine și eu mă cert cu el, mă pătesc și eu? Și lucrul acesta nu-i bun. Trebuie să fie curățat. Haina trebuie să fie curată, să putem sta la masa stăpânului. Poate să fie o haină pătată de altă conjunctură a vieții. Gândiți-vă, Tamar purta o haină care purtau fetele de împărat și era un semn că era o fecioară. Și la un moment dat, un om ticălos i-a rupt haina aceasta în chip simbolic, i-a rupt-o fizic, pentru că nu mai era demnă, spunea ea, să poarte haina aceea, pentru că a fost pătată de altcineva. O, și câtă stricăciune este în lumea aceasta, frați și surori, și cât de mulți poate sunt prinși în cursele diavolului și au hainele pătate de imoralitate. În această dimineață, Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne sfințească. Ce-i de făcut? Vreau să mă opresc pentru că timpul își face cursul lui. Dacă este cineva în această dimineață care are haina pătată, ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 22. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ce să facă din pomul vieții? Să mănânce. Ferice de cel care va birui, căci îi voi da să mănânce din mana ascunsă, spunea îngerul către o biserică, să mănânce. Dar dreptul acela îl au doar aceia care își spală hainele. Hainele spirituale, frați și surori, nu se spală nici cu apă, nici cu dero, nici cu lenor, nici cu orice altceva ca hainele fizice. Hainele spirituale se spală prin sângele Domnului Iisus Hristos. Păcatul nu poate fi curățat cu nimic altceva decât cu sânge. Și după lege, spunea Evrei la un moment dat, capitolul 9, aproape toate lucrurile sunt curățite prin sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Gândiți-vă la lucrul acesta și închei. Pentru noi există un acces acum la sângele Domnului Iisus Hristos să ne spălăm. De ce? Pentru că El a fost vărsat pentru noi. Dacă nu era vărsat pentru noi, nu aveam acces să facem lucrul acesta. Să ne gândim, frați și surori, la înalta chemare pe care ne-o face Dumnezeu, la fericirea de a sta la masa lui Dumnezeu, nu numai aici, ci în împărăția lui Dumnezeu, să înțelegem iubirea, dar să înțelegem că trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați în mântuire și apoi păstrați în mântuire pentru răscumpărarea care o așteptăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.